se întâmplă acum pe calea maritimă? Putem sublini pe calea ferată? În România, Constanța, Galați, mai sunt probleme? Bineînțeles că probleme sunt. Acum statua s-a uitat către noi, către calea ferată și e un lucru deosebit, pentru că, cel puțin vorbind de partea de port, noi știm că de o lungă perioadă de timp nu am fost subvenționați pe această zonă. Motiv pentru care toți acești bani care au fost alocați de către stat, pentru noi au fost ca o binecuvântare. Am putut să realizăm, uite, 35 de linii care au fost în prima prioritate, alte 64 de linii care vor fi într-o a doua prioritate. Deja două loturi au fost și adjudecate, se lucrează la ele, urmează și al treilea lot. Câteva bani blochează în momentul de față liniile? Pentru prioritatea a doua despre care vorbim, pentru că prima a fost gata, e vorba de 144 de vagoane în cup. În port sunt mai multe vagoane care urmează a fi... Câte? În jur de 350 de vagoane, care urmează a fi licitate de către cei de la ANAF, vor fi tăiate la fața locului, dar pentru prioritatea a doua la care lucrăm noi acum, sunt 144 de vagoane care vor fi mutate pe o altă linie pentru a putea da front constructorului. Și liniile acelea nu vor deveni blocate? Unde se vor muta? Rămân tot blocate? Vor rămâne blocate până în momentul în care cei de la ANA vor face licitațiile și vor fi tăiate. Au fost până acum 4 licitații, sunt unele la care nu s-a prezentat nimeni. Abia da, asta nu știu să vă spun linie. Eu, pentru că nu este subiectul lui CFR Infrastructură. E vorba de CFR Marfă și de ANA. La revedere! Mulțumim!